Contribuabilii au la dispoziție mai puțin de 2 săptămâni pentru a-și achita taxele și impozitele locale fără a le fi aplicate penalități. Dacă nu vor face acest lucru până în 30 septembrie, vor suporta penalități de întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor principale calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență. Modalitățile de plată a impozitelor și taxelor locale sunt următoarele. Plata electronică cu cardul prin intermediul ghișeului virtual de plăți www.ghiseul.ro, plata electronică folosind servicii de internet banking, ordin de plată la bancă, plata prin mandat poștal, plata cu cardul la sediul Direcției Venituri, plata în numerar la sediul Direcției Venituri. Contribuabilii care doresc să plătească impozitul prin internet trebuie să aibă un cont de internet banking deschis la orice bancă.